suntem bucuroși că am câștigat la Sfântul Gheorghe, am întâlnit o echipă destul de puternică. Să nu uităm că în acest sezon Sfântul Gheorghe a jucat în cupele europene, unde au avut un parcurs destul de bun, au și câștigat două meciuri cu două echipe puternice. Am plecat la meciul ăsta cu 50% șanse, am profitat și vreau să felicit toată echipa. Au făcut un meci extraordinar și, sincer să fiu, nu ne așteptam să câștigăm la o diferență așa mare. Partida a contat pentru etapa 12 din Liga Națională de Basket Feminin și s-a disputat sâmbătă 14 decembrie, acasă la formația antrenată de Derek Sava, aceste Sepsi Chic Sfântul Gheorghe. Elevele lui Dan Fleșeriu nu s-au simțit stânjenite că nu au jucat în fața propriilor suporteri și au acaparat terenul încă din prima repriză, terminată cu 24-9. Nici în cea de-a doua repriză nu a cedat CSM-ul, care a câștigat cu 17-12, mingea rămânând în mâinile târgoviștencelor și în ultimele două reprize, ajudecate cu 19-8 și 21-13. Deși au pornit cu șanse egale, formația antrenată de Dan Fleșeriu a dat dovadă de determinare, iar experiența jucătoarelor a atârnat mult. Scorul obținut, 81-42, ne mai lăsă în loc de niciun comentariu. Fetele noastre au fost foarte montate, au fost foarte hotărâte și au dorit victoria. N-au ținut cont de atmosfera din sala de la Sfântul Gheorghe și pe tot parcursul meciului, din prima secundă până în ultima secundă, au fost trup și suflet și țin să le felicit. Având în vedere că partida cu BCM Danziu Timișoara din cadrul etapei 13 a fost jucată de CSM Târgoviște în avans și câștigată cu 84-33, elevele lui Dan Fleșeriu vor intra în vacanță până pe 4 ianuarie, când jucătoarele vor relua antrenamentele. A fost ultimul meci din retur. L-a jucat în avans pe cel am cu... jucat, ultima etapă am jucat-o în avans cu Timișoara. Suntem pe locul 3 și eu zic că în acest tur ne-am atins destul de bine obiectivul. Anul 2014 ar putea aduce încă o jucătoare în vestiarul CSM Târgoviște, pe care oficialii clubului o păstrează însă în secret până se va bate palma. Lotul este foarte, foarte ok. Nu o să facem nicio schimbare, deci vom continua în ianuarie cu aceleași fete, maxim, poate mai adăugăm ceva, nu știm sigur, să vedem, suntem în negocieri cu încă o jucătoare și să sperăm că e posibil să o aducem și pe aici. Nu pot să vă dau nume, nu pot să, de să nu mă întrebați.